Bun venit la Idotwins, un nou vlog azi! În acest vlog e vlogul de Crăciun. Din 24 seara când a venit Moscoșița. Și o zi înainte, 23. Ah, scuze. Și este, avem aici un invitat special, prietenul nostru din România. Salut! Cheamă și pe el Alex, deci Alex la pătrat. Doi Alex și un Vali. A fost un Crăciun minunat. Super! Haideți să-l vedeți. Dar stai un pic, vreau să am și eu niște ochelari, că poate așa, ca ai avut și tu și așa. Păi, și se vede că a venit Santa, pentru că dacă am fost cumis sau dacă n-am fost cumis, o să vedem în videoclip. Și ați fost? Eu zic că am fost, adică nu știu. Un pic, un pic noti, dar asta e. Na, haideți, swipe! Am venit acasă și acum ne pregătim să facem... Piftia! Ce să facem? Piftia! Piftia, da. Sigur! Hai la treabă, dar pune întâi ceva întăritor, că... Totdeauna să... asta e tradiție, la piftie... Da, că se apleacă dacă nu. Da, trebuie să scos sarea. Noi vrem să mâncăm, nu să... Asta e fundul de piftie, e mai urât, da. E ok. Auzi, nu-i bună sarea asta. Nu-i bună. Nu-i bună sarea. Hai să ne apucăm, că uite ce e aici, ai. O grămadă de copii treabă. Copiii plecați la Toronto. Un prieten care a venit din România, s-o vin imediat fie acasă, la piftie, dar ninge, s-o așa că vin încet, că ninge. Sigur. La mulți ani, sărbători la mulți ani. Fericite! Să dea Dumnezeu să fie bine! Doamne ajută! La mulți ani! La mulți ani! Hai la treabă, nu la... Da, da! La treabă, da, da, da! Hai, începe! Ai onoarea! Stai mă puțin, stai să alegem să nu punem grăsimea. O grămadă de carne. Carne. Ia să faci acolo. Carne. Tai bucățele mici, numai carne. Carne macră. Să pui și un pic de șoric și un pic de... Da, dar nu prea o grăsime. Nu. Carne. Carne. Și carnivoră. De așa iese bun. Ești obraznică. Foarte. Uite, am umplut puțin aici. Punem întâi carne și dacă rămâne... Ce harnică ești tu. Păi sunt, că wow. Se răcește. Sigur. Și se... Nu, bine, hai la treabă, gata. Nu fura. Rodul ăsta. Da. Dă-i-le lumexii. Ce faci, mami? Pui zeam acum? Da. Să mai punem în ele. Cred că mai trebuie ceva. A, asta ai pus deja? Stai că pun... Da, trebuie să pun morcovi și... O să iasă bună. Dacă se și încheagă... Ah, dacă! Misiunea e îndeplinită. Da, am încercat un pic. Am pus un pic pe farfurie, s-a închegat. Da. Afară, da? Da, da. Bravo! Wow! Hai să vezi cum ninge! Crăciun cu zăpadă. Alb. Ce-i ninge. Ce frumos, nu? Da. În dimineața asta ne-am trezit cu toți. Ia bună, tata. Bună, bună. Ce faci aici? Uite, fac o șmecherie. Este... Ce? Ce-i asta? Miel? Nu, e... Guiți, guiți. Cum să fie miel de acesta la Paști? Glumesc. E porcușor. Porcușor! Costiță de porcușor, uite aici. Super fain. Aici crâinați, ca în România. Plop, 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 plop. Și carne, abia așteptăm să vină Crăciunul de seară. Aici avem niște sârmăluțe, ca și în România, foarte bune. Am venit puțin afară să vă arăt că era nins cam mult. A nins cam 10 cm, dar e foarte frumos când ninge. Și ieri am condus la Toronto până aici în Kitchener, în Nisoara. A fost foarte nașpa pe drum. Dar a fost super, super frumos și avem un prieten care a venit din România și ne-am dus cu toții la Toronto. A, bună, Alex! Ce bună, faci? A ninț ca în povești pentru Crăciun. În povești. Uite, brazi! Super mișto! Adu-mi cafeaua, Alex, afară, ca să pot să beau. Te rog. Cafeluța. Now that is good coffee. Și vă doresc un Crăciun minunat.
O să vedeți diseară, iar o să facem un vlog de Crăciun, în noapte de Crăciun, frumos, frumos, ca întotdeauna. Crăciunul este ceva magic aici la noi. Uite ce avem aici, avem niște ce? Cotlete de porc? Porc! Porc, nu? Porcă! Ok, bună la acolo, Valentin, te rog, frumos. Dacă iau și eu unul. Yeah! These are some nice slabs of meat. I love them! Hai să punem noi. Păi, normal că aire tata idol, nu știu așa. Arde chiar așa, de repede. Păi, normal. Ok, gata, nu mai în spate. Vreau și eu încă unul. Nu mai intră, Alex, am pus. Nu mai intră. Nu mai intră? Hai, pune unul acolo. Păi mai intră ăsta, micuțul. Stai. Cum să nu intră? Ca un puzzle, așa. Intră. Auzi, să intră bine, cel mai important e să intră bine. Fii atent, ia scobitoarea asta. Ia o mână. Dar să-mi dau cu porc. Păi, tot cu porc. Și-l țeapă ăsta așa frumos. Pum, 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 pum. Pum, purum, 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 purum. Gata. Super. Nu, înțeapă. Înțeapă, trebuie să înțeapă tot timpul. Înțeapă ca la 20 de ani. Deschide ușa creștine, deschide ușa creștine, că-s și eu. Cum merge după? Că am venit și eu la tine, la mulți ani, mulți ani cu bine. Numai în ziua asta putem să cântăm. Aici avem cărniță și animale. Și tata Ido. Da, ce-i cu mine? Bună. Primesc pentru YouTube. Gata de Christmas? Gata de Christmas. Gata de Santa? Gata de Santa. Vine Santa? Sper să vină. Nu cred. Ai scris scrisoare? N-am scris, dar trebuie să scriem. N-am scris scrisoarea lui Santa. Nu, n-am scris. Cum să vină? Păi, nu știu. Sper să vină acum, nu știu dacă am fost cu minți. Alex, i-a făcut o poză lui Alex. A, bună. Ne pregătim de Crăciun. Acum părinții, mama și tata Ido s-au îmbrăcat festiv de Crăciun. Foarte sexy. Adică suntem Moș Crăciuniță și Moș Crăciunel. Fix. Stai cum aua. Vezi că te uzi la picioare. Ce se întâmplă? A, bună, tăi. Da, ce faci? Curățenie de Crăciun. Mă bucur. Tu cine dacă ești? Nu vine Santa. Tu cine ești? Naughty Elf? Nu, sunt Gigi Dulu. Gigi Dulu. Oh, I see. Îmbrăcat așa? Trebuie să fac curățenie, că dacă fac curățenie, vine Santa, lui Santa îi place să fie curat în casă, știi? Ah, dar mama a dat cu apă, da. Și acum tu dai cu aspiratorul? Că dacă e curat, poate să intre cu botinele murdare și să aducă cadoul. Da, dar i-ai scris scrisoare lui Santa. Eu bineînțeles că i-am scris. Unde e? De cum am văzut că i-am scris. Eu am uitat, eu nu am scris. I-am scris. Ce aia? Ce asta? Asta primești. Asta? Da. Mersi, măcar e ceva. Da. Întrebarea este că ai fost tu cu minte, pentru că... Vin aici, nu mai fi fricos. Vin aici. Tu aștepți cadouri? Ești un fricos. Ce vrei să iei? O mânduță? Nu, da? Mersi, vreau un dildo. Lața, ce vrei de Crăciun? El vrea niște boane și o fată cățel. O fată cățel? Vrei o fetiță cățel? Fix. Și m-am gândit să luăm un cățel și să-l chemăm Horny. It's kind of cute. Horny. De unde să iei un cățel? De la piață? Luăm un cățel. Un husky. Un husky și-l chemăm Horny. Mersi, o să fii gelos. Deci acum, cum ați văzut și anul trecut, oameni frumoși, tradiția noastră în familia Ido este că pe la ora 4:30-5 noi mergem jos în basement și vine Moș Crăciun dacă am fost cu minți. Dacă n-am fost cu minți, nu vine nimica, dar în ăștia 23 de ani care am trăit noi pe planeta asta, am fost ceva sub pom, deci înseamnă că am fost destul de cu minți ca să vină ceva. Deci să vedem, poate anul ăsta stricăm The Ritual, poate nu vine, să vedem, dar o să vă ținem la curent și o să vă arătăm exact ce se întâmplă. Și acum ne-am pregătit să facem un gingerbread house. Ai mai făcut vreodată? N-am făcut, că se prima dată în viața mea. Și tu crezi că o să stea aia, o să iasă? Da, eu zic că o să iasă pentru că sunt foarte creativ. Fii atent, trebuie să lipește cu din asta, cu... Cu lipici?
Nu lipi ce... Și vrei să-l mănânci? Păi da, mâncăm, mâncăm, normal. Arace? Scrieți... Când eram în România se numea arace lipi. Nu? Așa se numește arace, dacă mi-am bine. Scrieți în comentarii dacă ați făcut și voi casă de gingivă și cum va ieși și voi. Instrucțiuni! Da, le-am citit cu asta, eu sunt deștept. Oh, this is so cool. Ok, deci le punem așa, în primul rând, așa le punem. Hai să facem bam, bam, bam. Pomuleții. Auzi, nu-ți trebuie un fund de ceva să pun. Cred că pe asta le facem. Nu-ți trebuie să-l faci pe un fund. Bum. Nu, că nu se poți să ascult-o pe mama. Dar trebuie să-l lipești întâi. Stai unii ăla. Știu, dar cam așa o să iasă. Da. Inginerul. Sunt inginer bun. Ok. Ca să-l ridici și, pe unul. Primul val, nu, uite, scrie cum trebuie să-l tai aici. L-am tăiat deja știu. Da. Alex, parcă-i pâine. Asta nu-i pâine, asta este... Oh my god, look at this. Let's go, baby. Boom. Come on. Come on. Perfect. Și acum ce facem cu asta? Și asta ce e? Fondant, I think. Nu știu, ceva care poți să faci, poți să pui pe casă. Oh. Vezi asta verde. Păi, crezi că asta o să stea? Păi nu. Fără fundație. Cum o să stea asta? Bun arăcetul. Bun. E frosting, deci e dulce. De acum izolez casa, vezi? Când ne mutăm? Păi când ne mutăm? Ce? Ești fiartă pe mutare acum. Stai-mă un pic să... Cum sunt? Fiartă. Mărită. Untu, mamă, untu. Stai, și-mi poate asta, Vali? A, uite, a căzut aici. Cum a căzut, Alex? Stai. Ți-ai păpușit casa noastră? Stai. Până acum. Nu-mi vine să cred. Izolă și acolo. Nu-mi vine să cred. Mama, trebuie să mă plătească ca un constructor. Alex! Ce faci acolo? Mama, a venit a... Cu acoperișul verde. Aveți aprobare de la primărie? Nu prea, dar am spus că... Nu prea și pui pereții fără aprobare? Stai că a venit o tornadă și se cade casa pe oameni. Dan? Cu ce lipești? Cu smântână? Cu ce lipești? Cu aracet! Cu aracet? Vrei să o trebuie și cu populația. Nu cu asbestos. Am gustat aracetul și ce bun e. Ia pune pe deget un pic. Hai, dar eu și gustă și tu. Ce să gust? Când eram mic și ce mâncam, mâncam aracet. Era bun. Am Aido a făcut niște pita. Pâine caldă. Wow! Arată super, mama Ido. Și căsuța care s-a demontat. Căsuța noastră! Cuibușor de melodii. Alex decorează. Wow, yeah, this looks sexy. Dar vai, dar fac ceva buchet, nu? Și tot cum a ieșit? Foarte frumos. Wow! Mm? E super! Chiar da. Cel mai frumos copac pe care îl știu. Copac? Păi copac, nu? Brad, aceeași lucru. Un copac poate să fie un brad, un brad nu poate să fie un copac, ia. Începe să iasă. El deja și-a mâncat ce a creat. E foarte bun. Fiecare mănâncă ce creează. Mamă, ce frumos începe să arate. Alex face acoperișul. Nu știu ce trebuia să-l facem așa frumos, dacă tot punem așa. Asta, nu trebuia să-l facem așa, dar așa o să arate acoperișul. Să fie frumos când îl punem, o să vedeți. Chiar mișto. Hai să începem și pe asta. Frumos. Să mișcă mie una să gust. Ai gustat deja una, nici mai vrem încă una. Nu, asta e prima oară, una. Iubesc astea, sunt foarte bune. Și am terminat casa. Mamă, uite ce casă frumoasă. Arată exact ca în poză. Oh, și mai frumos. Și mai frumos. Super căsuță. Doamne. Căsuța noastră. Unde că-i cade acoperiș. O să-i cade și o să ningă înăuntru. Mamă, eu aș mânca-o toată. Ce a căzut? Bă, faulă. Stai. E căzut nasul. Nasul. Opa. Oh, Doamne. Bună seara din Canada. Este noaptea de Crăciun și cum facem noi de obicei, ca și anul trecut, stăm aici sus și verificăm toată casa. 5
17. Închidem ușile, știi că, na, spune dacă vine Santa și anul ăsta. Nu știu, eu... Oamenii am fost cu minți? Nu, eu n-am fost. Nici n-am fost. Nu am fost. Deci, să înceapă veselia. Sau tristețea. Sau tristețea. Vedem. În orice caz, hai să începem cu asta din spate. A, bun, Alex. Ok, dar asta deja închisă. Verifico. Verifico. Nu rupe. Am zis-o, verifici, nu rupe. Da. Acum, și în Mexica acest dat, ai văzut? Acum aia din față. Cute guy. Hai. Deschide lumina. Bam, bam. Hai. Mexi, tu ce cauți aici? Ce vrei? Tu ce cauți? Ce? Nu, uite, uite, acum ai închisă, deschisă. Și acum ai închisă. Mai e garaj. M-am garaj. Mai e garaj. Pali, și ușa de la garaj trebuie și ea încercată altfel. Da, să o ținem descuiată, nu? Da? Da? Da. Nu, nu. Nu. Hai, Ghidu, hai. Haide. Este okay. Încuiată și asta. Și acum, Vali, acum e momentul, nu? Și acum, momentul să bem verifică, ceva. Auzi, verifică puțin dacă... Șemineul. Poți să vină pe șemineul? Păi... Santa Eslobiu. Ok, să vedem. Cum ai zis mineu? Ea, nu nici. Voi întâi, voi părinții pui mii. Deci fii, da, părinții vreau să fac puțin mai tare. Da, ești cu YouTube? Nu, 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 îl punem noi după tare. Tu ești jos. Cu YouTube? Da. Da, deci tu jos. Da, vreau să stau, să nu pun tare. Nu, tu, tu mergi. Să stau jos. Închide lumina de pe acum mi-a crescut părul, dar nu chiar ca Santa Noara. Nu. Tata-i doară până acum. Mersi din Turcia. Atât. Ok, mama, cum mersi jos? Hai. Jos. Ok, duceți-vă și ia așteptați cu... eu beau scotch în seara asta, scotch. Scotch? Scotch ăla, scotch, da. Adică bandă de lipit? Da. Aia. Taping, da? Taping. Vei tape? Am verificat tot. Și și acum așteptarea. Timpul e să mergem jos, să dăm ceva și să ne distrăm. Să ne veselim. Dăm drumul la muzică. La muzică. Haideți. Hai. Să dăm drumul la multe. Stă că ne așteaptă părinții cu ceva de băut, sper. Deschide ușa, creștine. Deschide ușa, creștine. Am venit și noi la tine, la mulți ani, mulți ani cu bine. Mexi, trebuie să stea cu noi, jos! Super! Stai să dau puțin luminile mai jos. Și acum o să înceapă o distracție. Tata-i-n-o... Tata-i-n-o ce faci? Tata-i-n-o face forță! Face mușchi! Nu, nu, pun muzică. A, pune muzică. Acum tu știți, voi știți... ritualul, jucăm niște ping-pong, niște muzică, o să punem muzică pe fundal. Haideți să vă distrați cu noi și să așteptăm pe Moș Crăciun, dacă e să vină. Haideți! Mama Ido, nu am scris, dar mi-am pus în cap. Că Santa știe ce ai în cap, știi? Sper. Știe ce ai în cap, nu? Da. Presupun.
Alex a dus să se uite sus, da? Și ce ai găsit sus? Multe cadouri. A venit. Cum? Ai verificat coșul ăsta, șemineu. Ba ce să încerc că l-ai loc de înceapă? Deci înseamnă că am fost... Uite că ți-ai ridicat la cadou! Înseamnă că am fost... Ia uite, filmează-l pe Mexic! Ia uite-l ăla de primul! Înseamnă că am fost cuminți, câte că cuminți! Haideți să vedem dacă... Câte că Alex spune adevărul! Îmi spun adevărul și nu mai adevărul! Mexic, ce-i? A venit Santa? Ce-i? Hai, papa sus! Hai să vedem. Lasă-mă opresc. Cred că sunt ok sarmalele. Nu mă opresc. Oh! Wow! Santa e so generous. Right? Doamne! Mamă! Deci Santa asta chiar a venit. Dar cum a venit? Adică am închis ușile. Ascultă. Cum a venit? Adică nu înțeleg. Ascultă la mine. Dar nu pot să ascult. Ascultă la mine. Sunt foarte excited. Pentru că eu am fost naughty anul ăsta, eu zic că toate sunt pentru Gigi și Roxy. Să vedem acum. Mmm, ce miroase sarmale. Friptura de Mexic. Da, miroase. O să avem o friptură surpriză. Cum ai venit tu să... Mamă, vai de mine. Deci, cine împarte cadourile? Păi, Mexi? Le facem noi, nu? Băieți, da. Băieți. Deci înseamnă că chiar nu am fost așa de naughty cum credeam că o să fim. Că nu am împărțit cadourile, deci înseamnă că poate sunt toate pentru mama cea de aici. Acum nu știu, poate să nu știu, hai să vedem, dar e așa de frumos. Adică e... Vai, Mexi, ce faci? Wow, ce fain. Mexi, ce-a venit? Cine a venit, mă? Doamne. După ce am deschis cadourile, Santa a fost foarte generos anul ăsta. Chiar ne bucurăm, și... a fost un Crăciun foarte superb și minunat. Dacă mai e să mergem la Untold în 2022, mergem așa, amândoi, eu cu Vali. Super fain. De ce Santa v-a adus ținută pentru Untold? Păi da, clar! Santa știe ce... Santa știe că Untold-ul e must în 2022, trebuie să mergem. Trebuie să arătăm o Acum Mexi. Scumpu. Ne așezăm la masă. O masă foarte bună făcută de... De cine? Nu știu, tata Ido a făcut piftie azi. Azi au făcut piftie, au luat porcul. Adică... Nu azi. Azi. Ieri. Am luat ieri porcul. Adică... Da. Porca. Ok, și uite aici avem... Bunătăți, o gustare făcută de familia Ido. Niște piftie, niște icre, cold cuts, caban... ce e asta? Care? Asta aici. Este... Caltaboș. Tobă și caltaboș. Super. Avem aici jumei. Și salată de of. Care e foarte delicioasă. It's so good. Acum a venit timpul de a gusta o mâncare delicatesă. Aici avem sarmale, porc, mușculeț de porc, mușculeț de porc, codlete de porc, nu? Ribs. Yeah, un fel de codlețele, da. Cârnată. Românesc. Românesc. Și vin aici. Vin umană. Avem aici niște smântânică. Aracet, da. Și mama Ido, stai tu cu jos. Băi, niște vin? Eu beau alb. Am ieșit cu alb. Stai că aduc eu. Mie-mi place cu roșu. Vin alb cu apă minerală. Ce bun e roșu. Sănătate. Satul mare. Bun sate. Sighețul mai mare. La mulți ani. Nu, ce mai rău să ne fie ca acum. Așa, așa este, să fie. Așa este. Cheers. Numai bine. Vă pup. Thank you.
Mulțumim că v-ați stat și sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like, un share, un subscribe la Ido, liniuță Twins, pe TikTok, pe YouTube și pe Instagram. Sper că v-a plăcut acest vlog și o să mai facem. Vine și anul nou, începe 2022 cu pasul drept, sper. Și acum, dați-ne un follow aici jos, la Ido, liniuță Twins cu Z, contul nostru nou, până îl recuperăm pe cel vechi care încă nu l-am dat înapoi. Vă iubim și vă pupăm. Cum spunem noi de obicei? Păi Vali, Ido Twins In sau Ido Twins Out? Păi deja a fost Ido Twins In. Și dacă deja a fost Ido Twins In, oameni frumoși, înseamnă că vine Ido Twins Out!